Stai la masă. Dar nu m-am apucat în gând de o carte. Dar știi despre ce? Nu știu nimica. Atunci afli, când scrii. Auzisem pe cineva, spune, eu nu mă pun la masă să scriu până când nu știu roman până la ultima virgulă. Și a rămas așa cu tine. Deci, în momentul când mă pun la masă, habar n-am ce. Bine, scriu, știu în proporție de 20%, dar restul nu mai știu. Bun. Zine ce ai citit, ce citești, ce-ți place foarte mult. Adică, ai niște scritori care ești atașat? Da, foarte mulți scritori de care sunt atașat. Nu zineau câțiva de sperii. Că acum citesc Bolaniu. Da. De vreo 3-4 ani îl tot recomandă cineva și acum chiar am picat pe el. Mm-hmm. Și e absolut copleșitor, Tot așa citesc și recitesc Pamuk, Orhan Pamuk, iarăși un romancier extraordinar. Da, e mai aproape să zicem de tine. Ce anume? Eu nu sunt mare fan, dar respect foarte mult. Da, e foarte mult. Da, eu am un prieten rus care spune că are o chestie foarte mișto, zice, marea literatură rusă nu este... este o invenție rusească, dar e de fapt un gen literar. Și acum nu se mai scrie în Rusia, ci se scrie în turcă, în engleză și așa mai departe. Ca un gen absolut foarte mișto. Foarte mișto ideea. Adică e un anumit tip de construct al unei literaturi importante, de narațiune, care după care a fost preluată de foarte mulți scritori importanți americani, englezi și așa mai departe. Pamuk cumva intră în această... Da, intră, e adevărat, dar evident, e altceva, că el se transformă. E cu totul altceva. Absolut, absolut, absolut. Dar este așa, poți să zici că e Tolstoi, știi? Da. Dar nu e Tolstoi decât Dostoievski. Da. Deci are... Și cu românii te împaci, ai niște preferințe? Sau ai ce trebuie? E mai greu, nu prea mai... Nu pot. Nu poți. Adică la roman mă refer, că poeți sunt roman, foarte mulți buni la roman. La roman, mă vorbim că poeți, da. Citesc Sovianiu, uite ca să fac. Ca aia spuneam că socot cel mai mare scriitor român contemporan pe Sovianiu. Bine, el e și mai complex, că scrie și poezie, și roman, și critică, și chiar și teatru am citit. Da, niște piese de teatru foarte bune. Imens și... Și traduce, da. Și Nimigean am citit, mi-a plăcut și Nikita Danilov, ăștia sunt tot poeți obzeciști sau de vârstă obzecistă. Care au început să scrie și proză. Care au început să scrie și proză și le-a ieșit, ăstora le-a ieșit, cel puțin ăștia știu eu. Dar uite că mai avem un poet obzecist care a început să scrie, care a vrut să scrie proză și s-a pompat în el până n-a mai putut. Și din păcate nu e ieșit. Cel mai de succes scriitor român, Cărtărescu. E tot poet obzecist, dar să iei din poezie în... Nu știu ce, că el n-a scris niciun roman în toată viața lui și nici nu va scrie vreodată. Și nu e ieșit. Faptul că nu e ieșit. Da? Nu contează dacă e promovarea îl face mai mare decât este.